Util Ben, garanția utilajelor fiabile. Ne aflăm la punerea funcțiune a unui mini-excavator Samurd în Sălaj. Beneficiarul a achiziționat acest utilaj prin Startup Nation. Încercăm să explicăm cât mai mult viitorului operator cum funcționează un astfel de utilaj. În partea dreaptă ai contactul, ai cheia, te rog să-l pornești. Utilajul pornește doar în momentul când siguranța e ridicată. Poți să-l pornești. Bun. În momentul de față nicio comandă nu este funcțională pentru că siguranța nu-i dată jos. În momentul când siguranța e dată jos, toate comenzile hidraulice sunt funcționale. Practic, de pe maneta din dreapta poți acționa cupa, închizând-o, deschizând-o, și balansierul, pe când în față și în spate. Cupa, închiderea și deschiderea cupei se face în stânga și în dreapta. Totodată pe mâna dreaptă are două comenzi, una legată de turația motorului și una legată de lamă. Lama este aceea. În momentul când lucrăm cu excavatorul undeva unde avem nevoie de o stabilitate mai mare, lama trebuie să fie în pământ. Maneta roșie de acolo e turația motorului. Practic, când e nevoie de o sarcină mare, de o presiune hidraulică mare, e nevoie de o turație mai mare. Să accelerez până la capăt să se... Cele două manete de marș, stânga-dreapta, pot fi acționate și de la pedale. Asta este o pedală pentru funcția suplimentară, circuit de hidraulic suplimentar, tur și retur. Pot fi atașate picoane sau diferite accesorii suplimentare. În partea dreaptă avem o pedală care permite brațului să facă o mișcare stânga-dreapta, fără rotirea cabinei, 50-70 de grade. Ergonomia operatorului este unul dintre cele mai importante aspecte de care Samurd ține cont. Cabina este foarte confortabilă pentru operator. Are cele două manete pentru funcțiile de operare, dar are și cele două cotiere pentru a-i ușura munca. Dotări standard, ștergător, parbriz, girofar. Cabina este închisă și încălzită. Aici sunt funcțiile cabinei. Accesibilitatea iarăși este una dintre caracteristicile Samurd, adică ei pun foarte mare accent pe faptul că operatorul trebuie să aibă acces foarte facil și rapid la tot ce înseamnă partea de alimentare, combustibil, contact general, baterie, ulei. Contact general, în momentul în care excavatorul e tras undeva pe dreapta, nu lucrează, nu știu, săptămână, două, trei, pentru mai mare siguranță, contactul general trebuie. În momentul de față, excavatorul este aproape plin, ca și rezervor. Noi, Util Ben, așa încercăm să livrăm cu gata de lucru echipamentul. În partea din spate, legat de accesibilitate, avem motorul. Este un motor Yanmar, fiabil, filtru de aer, pompa hidraulică, Kayaba. Operatorul poate avea acces facil, oricând, la tot ce înseamnă parte de motor, pompă, filtre. În momentul în care apare un semnal pe bol sau ceva, știe exact unde să vină, ce să facă. În partea din față, excavatorul vine dotat standard. Două lumini de lucru. De asemenea, o lumină suplimentară, toate de tip LED, pentru o vizibilitate mult mai bună. De asemenea, are pregătirea pentru circuit suplimentar față de cel pentru picon. În momentul în care beneficiarul va-și dori să-și pună un alt atașament care necesită rotire sau grifer sau o funcție suplimentară hidraulică, va putea să-și monteze fără niciun fel de problemă. Cupla rapidă, iarăși, îl ajută foarte mult pe beneficiar în momentul în care are de schimbat cupe de diverse dimensiuni, lățimi, cupă de talus, cupă trapezoidală, este în configurația standard. Domnul Chiș, vă doresc mult succes și să ne vedem cu bine la viitoarele proiecte pe care le veți avea. Vă mulțumesc mult și mi-a plăcut colaborarea cu dumneavoastră. Toate cele bune, sănătate! Sănătate!